bucur să vă avem alături. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru punctualitate. Știți că și noi, Mihaela Dameana, că pot să spun așa, suntem la fiecare eveniment pe ceas. Nu este ușor să faci evenimente care încep la ora 1. Asta este motivul pentru care am pornit și noi evenimentul puțin mai târziu astăzi. Mai avem încă 2 invitați pe drum, vor ajunge. Ca să știți, asta este motivul. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Sunt Marta Ușurelu, redactorul șef al revistei Biz. O revistă care a vrut să facă mai mult decât să scrie despre industria de viar. Și atunci a început, în urmă cu 6 ani, această analiză femeinică a industriei, a domeniului. Și pe lângă tot ce înseamnă cifre, pentru că știți foarte bine, atunci când se vorbește despre industrie, în special topuri care analizează cifrele, în această zonă, în această arie a comunicării, toată lumea este de acord că nu contează doar cifrele. Și știm cu toți. Sunt multe motive. Unele sunt raportate, unele nu sunt raportate și așa mai departe. Dar, ca să faci un top, trebuie să iei în calcul tot ceea ce este normal și firesc. Și atunci luăm toate cifrele oficiale. Și pentru că părerea clienților este foarte importantă și pentru că întotdeauna o agenție se măsoară și în funcție de cum este vorba de clienții ei, topul nostru ia în calcul valoare de 50% din notă părerea clienților. Am vorbit cu peste 1200 de clienți pentru acest studiu. Vreau să vă spun că am niște colegi eroi care au muncit și au reușit să ajungă la mare, mare, mare parte din companiile mari din România care lucrează cu agenții de comunicare. Și în această seară, așa cum bine știți, după ce se termină conferința, începe gala. Gabriel Ibaca este gazda serii noastre. Avem și un trofeu special. Suntem foarte încântați și sunt mai mult decât entuziasmată. Cu toții am stat și am făcut poze aici. Cine a venit mai devreme ne-a văzut, parcă eram niște furnicuțe. Trofeul este creat de sculptorul Ovidiu Toader. Este o capsulă numită Amfitrion, un tot care reprezintă aripi și care pe piese, pe bucăți, va pleca către fiecare agenție laureată. Deci cele mai puternice agenții vor pleca acasă în această seară cu o bucată din acest trofeu. Ne și gândeam, eventual, într-un an, doi, să reunim laureații, să reunim și trofeul. Deci astăzi este singura zi în care vedem trofeul în forma lui intactă. Apoi va rămâne așa, în forma pe bucăți. Este un trofeu făcut special pentru industria de PR, special pentru echipa Biz. Un trofeu gândit și făcut cu certificat, cu tot ce trebuie. Arată ca o bijuterie și ne-am făcut pe noi toți de bucurie și de fericire astăzi, așa cum cred că o să o facă cu toți cei care vor primi acest trofeu în această seară. Bineînțeles că suntem conștienți și noi și voi și toată lumea, că în afară de locul întâi toată lumea se supără. Dar, până la urmă, este o analiză a pieței, este o analiză pe care am făcut-o luând în calcul toate solicitările venite din piață, în continuare. Dacă aveți tot felul de idei, solicitări, remarci, suntem deschiși, le așteptăm, vă invităm să ne trimiteți, pentru că dorim de la an la an să fim mai buni, dorim să îmbunătățim metodologia aceasta de 6 ani, nu a fost contestată, este o metodologie care a mers foarte bine și ne dorim să avem feedback-ul vostru constant. Acesta a fost momentul meu de introducere. Ne așteaptă o zi frumoasă, o zi cu dezbatere, așa cum bine știți. Aș vrea să vă rog, cine a fost anul trecut la dezbatere la PR să ridice mâna? O să aveți o surpriză frumoasă toți cei care n-ați fost. La toate evenimentele Biz am introdus această dezbatere. Nu este un panel de discuție, așa cum de obicei se întâmplă la toate evenimentele. Este o dezbatere după regulile de oratorie, o dezbatere în care avem două echipe cu două teme, fiecare echipă susține ideea pe care o are repartizată. Chiar dacă oamenii respectivi nu cred în acea idee, ei trebuie să vină cu argumente pentru echipa pe care o susțin. Astăzi vom avea două echipe curajoase, o echipă care se va lupta cu argumente pentru comunicarea safe și o echipă care se va lupta cu argumente pentru comunicarea out of the box. La nivel, sunt convinsă,
Cine crede că este mai eficientă comunicarea safe? Vă rog să ridicați mâna. Dar știți că așa este toată comunicarea din țara asta, da? Știți că doar, nu știu, 5% fac out of the box? Toată lumea din dezbatere, toți oamenii care ne sunt alături și care sunt astăzi și vor fi astăzi pe scenă, cred în tot ce înseamnă out of the box. Pentru că, normal, cei care vin la o astfel de conferință și care vor evoluție, care vor informație, care vor tendințe, cred în out of the box. Dar, din păcate, piața, realitatea ne arată că totul merge pe safe, pe rețete vătătorite. De aceea, cu atât mai mult, o să fie interesantă dezbaterea noastră de astăzi. Oamenii din echipa care este pentru comunicare safe m-au sunat și au zis că ei o să fac o revoluție și că o să văd eu ce o să pățesc, pentru că nu vroiau să fie în acea echipă. Dar asta e frumusețea. Să învățăm să avem curajul, să venim cu argumente, să ne certăm de dragul de a ne certa sau să păstrăm părerea așa cum o facem cu toții singuri la noi acasă, la noi în bancă, la noi la birou. Haideți să vorbim, haideți să avem argumente, să discutăm, că poate, o să vedem lucrurile din mai multe unghiuri, poate găsim o nouă abordare, găsim, nu știu, un nou context în care, nu știu, putem să evoluăm, să evoluăm. Așadar, pornim prima sesiune în care vorbim despre noile provocări ale comunicării de brand și am să vă rog ca de fiecare dată, dacă aveți întrebări, dacă aveți solicitări, dacă aveți un alt punct de vedere față de invitații noștri, să vorbiți. Sunt foarte, foarte dese momentele în care toată lumea vine la pauză sau îmi dă pe mail sau pe SMS, nu mă deranjează, îmi place, dar dacă suntem aici, haideți să interacționăm. Speakerii, toți invitații noștri, sunt foarte fericiți când au întrebări și sunt întrebați, nu știu, când sunt provocați. De aceea vin, asta este mulțumirea lor, să vadă că prezentarea a prins și că au avut întrebări. Deci încercați să îndrăzniți, să puneți întrebări. Grele! Ați auzit? Întrebări grele pentru voi. Și începem sesiunea de astăzi. Vorbim despre curaj, pentru că avem nevoie, curaj în comunicare. Și am să vă rog să întâmpinăm în aplauză pe grupă ca un manager B&O Communication, fostul nostru coleg de la Biz, Eugen Segmărean.